arătat chiar sub ferestrele bisericii cumpărate de mama poetului, se adunaseră toți Eminovicii. Rareșa Eminovici închisese ochii după câteva zile de chinuri în ajunul adormirii Maicii Domnului. În dreapta preotului ședea Făminarul, înalt, drept, cu barba înteată de câteva zile, cu capul descoperit. Asculta evlavios cuvintele Evangheliei. Evanghelia după Luca, capitolul 21, cuvântarea lui Iisus despre dărâmarea Ierusalimului și a doua sa venire. Și le-a spus o pildă. Vedeți smochinul acesta și toți copacii. Când înfrunzesc aceștia, văzându-i, de la voi înși vă știți că vara este aproape. Așa și voi, când veți vedea făcându-se acestea, să știți că aproape este împărăția lui Dumnezeu. Lângă Căminar, pregătindu-se în cetișor, ședea Nicolae, caracter blând, bolnăvicios. Mama, așteaptă-mă, șoptea nelămurit cu privirea rătăcită, fixând fața senină de nepătruns a moartei. Era cel mai vârstnic la